Un bărbat de 86 de ani din satul Sergheu, care în Ondruchi, a fost bătut și jefuit. La miezul nopții, hoții au deconectat firele electrice pentru a fi nevăzuți, după care au pătruns în locuința bătrânului. Bărbatul era neputincios în fața atacatorului. Mă gândesc că noi la in, la mine nu e, m-a auzit să se ia de aici, arde afară lui el, la mine și noi nu e. Și am simțit la fereastră că o tăiet lumina, o tăiet la șoșcică ăsta, apoi bucrușit. Și o tăiet antena de la televizor, telefonul. M-am întâlnit și am zis, cum acolo arde, dar aici nu arde. Și m-am simțit. Dar o să recușeau că el poate în casă nu intra. Eu era și pușcă cu mine, era și era atât. Dar n-am putut. Când o să recușeau că a intrat unul în casă, mai mult m-a intrat unul. Atât m-a pălit, am țicat jos. Jaful a fost pus la cale cu câteva zile înainte, câinele din curte fiind otrăvit potrivit victimei. Indivizii au sustras banii pe care bătrânul i-a adunat timp de aproape 20 de ani. Bani? Unde-s bani? Banii i-a luat băiat, băi. Și cât am avut eu bani? Și nu știu, și prinesc pensie acolo, 1000 de lei. Cazul este în proces de investigație, a relatat ofițerul de presă a Inspectoratului General de Poliție. Ce vă comunicăm cazul dat fost pornit în proces penal. Totodată, la moment, se întreprinde acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație. Cu alte momente și date mai la concret, o să revenim. La moment, asta e informația ca să furnizăm. Bătrânul de 86 de ani locuiește de uneori singur. Copiii și nepotul sunt plecați peste hotarele țării. Victoria Cone, Eugeniu Bulat, TV Drochia.